Mulțumim grupului de închinare pentru că ne-a condus în închinare și ne conduce. Chiar dacă sunt mai puțini, tinerii lipsesc, chiar și fără tobe. Important e ca inima să bată în același ritm pentru Domnul, nu-i așa? Amen! Noi, românii, avem o vorbă, o zicală și spunem câteodată cam așa, zice. Zicem, și-a dat arama pe față. Așa-i? Ce înseamnă să-ți dai arama pe față? Să reți cine ești, de fapt. Să reți ceva ce ai ținut mult ascuns, însă până la urmă vine la suprafață. Ai Această expresie a apărut din ceva care s-a întâmplat, de fapt, și a fost real, um, expresia a apărut în evul mediu când um, toate monedele erau făcute din aur. Um, aveți aici, uh, displayed, o monedă de aur și o monedă de aur avea întotdeauna chipul cezarului, chipul împăratului pe ea. Însă, știți dumneavoastră, șmecherii au fost dintotdeauna. Și întotdeauna când este ceva autentic, apare și falsul. Și... Um, Șmecherii au făcut monede după aceea din aramă, pe care le-au suflat cu puțin aur, și după ce se foloseau monedele acelea o vreme, apărea arama pe fața împăratului. Și de aici este expresia aceasta, și-a dat arama pe față. Și-a dat arama pe față. Ei, unde vreau să ajung? Aș vrea în această seară să vorbim despre un rege care și-a dat arama pe față. Și regele acela a fost Roboam, fiul lui Solomon. Un rege care a moștenit o împărăție mare. O împărăție mare. O împărăție mare de tot. Și aș vrea, Mariu, să pui... pui mapa, prima mapă. Ia uitați puțin, uitați să, pentru că e bine să, e bine să știm puțin, să avem vizualizat aici pe... Uitați-vă teritoriul lui Israel înainte ca David să devină împărat. Asta era teritoriul lui Israel. După aceea, vedeți, a, teritoriul cucerit de David și moștenit de către Solomon. Uitați cât de mare este teritoriul acesta. Și apoi, Uitați-vă teritoriul care era în, sub influența economică a lui Solomon, până aici la Eufrat. De fapt, sub Solomon, sub Solomon, care este tatăl lui Roboam, sub Solomon, Israel a ajuns la culme. Fiul lui Solomon Roboam a moștenit o împărăție extraordinară de mare. A moștenit o bogăție imensă 2 um, Cronici 9 cu 20 spune următorul lucru: că nu era nimic din argint pe vremea lui Solomon. Argintului nu i se dădea niciun preț pe vremea lui. Numai în aur se discuta acolo. Solomon era bogat. Și toată bogăția aceasta a fost moștenită de către Roboam. Am moștenit un teritoriu mare, am moștenit un, um, o bogăție imensă, am moștenit un templu impresionant. Mulți Spun că a fost una, putea să fie una din minunile lumii din, din vremea aceea. Solomon a făcut un templu extraordinar. Um, toate astea le-a moștenit Roboam, însă omul acesta când a devenit rege a făcut o primă greșeală care l-a costat scump. Și anume s-a adunat și a adunat toți uh, prietenii și a avut un sfat cu ei și uh, bătrânii au spus, auzi, ai grijă, nu mai pune taxe pe, pe umerii. Uh, uh, Oamenii asta înseamnă, aveți, nu mai cere atâția bani de la biserică pentru că o să fie problemă. Nu, nu asta. A spus. Uh, ai grijă, nu mai pune atâtea taxe, uh, pentru că nu-i bine. Uh, el a ascultat însă de ceilalți care i-a spus, auzi, dă-i, dă-le taxe, multe. Și ce s-a întâmplat, pune-te, rog, următorul slide. Roboam a pierdut 10 seminții. Și Roboam a rămas rege numai al lui Iuda și Benamin, cele două seminții, iar celelalte zece s-au despărțit de el și au ajuns conduse de Ieroboam, care era omul, omul Egiptului. Ei, asta a fost o prima greșeală. L-a costat destul de scump, dar nu l-a costat totul, să știți. A fost prima lui greșeală. Pentru că i-au rămas totuși două lucruri și o persoană. I-a rămas bogăția. I-a rămas templul și a rămas ceea ce este cel mai important. I-a rămas Dumnezeu lui Roboam. Și Roboam începe bine. Roboam are trei ani în care este credincios. Și chiar dacă s-a rupt împărăția, spune cuvântul lui Dumnezeu că toți preoții din Israel și leviții au venit în Ierusalim ca să se închine cu adevărat și am să citesc puțin din 2 Cronici 11 cu 16. 2 Cronici 11 cu 16. Aceia din toate semințile lui Israel care aveau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel au urmat pe leviți la Ierusalim ca să jertfească Domnului Dumnezeului părinților lor. Ei au ardat astfel tărie împărăției lui Iuda și au întărit pe roboam fiului Solomon timp de trei ani căci trei ani au umblat în calea lui David și a lui Solomon. Trei ani, e credincios, nu contează că nu are mulți oameni, nu contează că nu are mult teritoriu, dar avea bogăție, îl avea pe Domnul și trei ani a fost foarte bine. După trei ani viața lui intră în declin. Și în 2 Cronici 12 cu 1, uitați ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, când s-a întărit Roboam în domnie și a căpătat trecere, a căpătat putere, a părăsit legea Domnului și tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. Wow. După trei ani, începe să o lase mai moale cu pocăința, cu credința. Și versetul 2, în al cincilea an al domniei lui Roboam, și șac împăratul Egiptului s-a suit împotriva Ierusalimului pentru că păcătuiseră împotriva Domnului. Și șac împăratul Egiptului s-a suit în al cincilea an. Și uitați ce spune începând cu versetul 9, de fapt acesta este oarecum textul pentru predica de astăzi. Și șac împăratul Egiptului s-a suit împotriva Ierusalimului, a luat visteriile casei Domnului și visteriile casei împăratului, a luat tot. A luat scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. Împăratul Roboam a făcut în locul lor niște scuturi de aramă și le-a dat în grija căpeteniilor alergătorilor, adică ale gărzilor care păzeau intrarea casei împăratului. Ori de câte ori se ducea împăratul la casa Domnului, Alergătorii veneau și le purtau înaintea lui, apoi le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. Și așa vine și ia tot și ia scuturile de aur și Roboam face niște scuturi de aramă în locul lor. De aici titlul predicii mele, împăratul, regele care și-a dat arama pe față. La un moment dat am vrut să pun alt titlu la predică, să pun titlul pocăiți sau poleiți. Pentru că de multe ori, cineva, oameni, încearcă să ne vândă aramă poleită cu puțin uh, auriu și noi credem că e aur. Dar um, haideți să discutăm, haideți să ne uităm puțin în Cuvântul lui Dumnezeu și vreau să vă spun de la bun început, predica aceasta mi se aplică în primul rând mie. De ce? Pentru că sunt un lider în biserică și pentru că Roboam a fost rege. Apoi se aplică ție, care ești lider, poate la oricare din departamente. Apoi se aplică ție, care ești lider în casa ta, ești bărbat în casa ta, apoi se aplică în mod personal la fiecare din noi în parte, pentru că toți s-ar putea să avem o problemă, să înlocuim la un moment dat aurul cu arama. Haideți să vedem cum de a ajuns omul acesta și care a fost decăderea lui. În primul rând, omul care își dă arama pe față, omul care ajunge în situația în care este roboam, acceptă robia lumii. Acceptă robia lumii. Spune cuvântul lui Dumnezeu că și șac a venit și a luat tot. Și știți când a venit? Când roboam părăsește legea Domnului. Când roboam părăsește, părăsește uh, legea Domnului. Spune acolo cuvântul lui Dumnezeu în versetul 1 din 12 Când s-a întărit roboam în domnie și a căpătat putere atunci a părăsit legea Domnului. Că atunci suntem cel mai în pericol când ne credem în forțele noastre. When we think we have it all când credem că putem să facem totul by ourselves, când avem bogăție, când avem tot ce ne trebuie, când ne merge bine, atunci suntem în pericol că să o lăsăm mai moale cu pocăința. Se credea atât de tare încât credea că nu mai are nevoie de Domnul. Era mândru din calea afară. Trei ani a stat lângă Domnul și, așa cum spuneam, chiar dacă n-a avut țară mare, chiar dacă n-a avut mulți oameni în împărăție, a avut liniște, pace, bogăție materială și spirituală. Dar l-a părăsit pe Domnul. Și uitați ce spune 2 Cronici 12 cu 5, versetul 5. Atunci, prorocul Șemaia s-a dus la Roboam și la căpetenele lui Iuda, care se adunase în Ierusalim la popierea lui Isșac, și șac și le-a zis. Venea împăratul Egiptului cu o mulțime mare de oaste și zice, așa vorbește Domnului, voi m-ați părăsit, vă părăsesc și eu și vă dau în mâinile lui și șac. Și vă dau în mâinile lui și șac. Vă părăsesc și eu. Și după ce Domnul părăsește pe Roboam, Roboam avea, are un vizitator. Și vizitatorul este împăratul Egiptului. Când noi îl părăsim pe Dumnezeu, să știți, automat avem un alt stăpân. La ușa noastră va bate și șac. La ușa noastră va bate stăpânitorul lumii acesteia. Pentru că dacă nu l-ai pe Dumnezeu stăpân, te va lua satana în primire. Și uitați ce spune versetul 8 vorbește foarte bine de robia aceasta a Egiptului. Dar îi vor fi supuși și vor ști ce înseamnă, spune Domnul, să-mi slujească mie sau să slujească împărățiilor altor țări. Și a venit și șac, a venit împăratul Egiptului, a luat visterie casei Domnului, a luat tot. Și știți ce e interesant? Roboam nici măcar nu încearcă să se lupte. Nici măcar nu încearcă să se lupte. Nu. Frașii și surori, Duhul lui Șeșac este prezent și în secolul 21 și încă este printre noi. Și dacă nu suntem atenți, el vine și își bate joc de noi. Vine și ne ia tot, tot ceea ce este de preț, tot aurul și ne lasă sărați spiritual. Roboam, nepotul lui David, fiul marelui împărat Solomon, este acum robul Egiptului, este sluga Egiptului. Prea ușor, frați și sorori, uneori capitulăm în fața invaziei celui rău, în fața invaziei lumii. Prea ușor ne este frică și imediat capitulăm, imediat ne închinăm lumii. Și uităm că cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lume, nu-i așa? Ăsta e un verset numai să rămână pe paginile Scripturii sau să-l aplicăm în viața noastră? Trebuie să-l aplicăm în viața noastră. Dar de multe ori suntem slabi și nu suntem echipați spiritual, pentru că hrana care vine de la biserică nu este îndeajuns, dragul meu. Degeaba vila la biserică și asculți predici și îți place sau nu îți place predica sau asculți predici și la radio, e foarte bine dacă le asculți. Dar tu ai nevoie de hrana ta zilnică, tu ai nevoie de umblarea ta cu Domnul, tu ai nevoie să fii pus deoparte pentru Domnul, așa cum spunea fratele Cipri. De aceea, nu accepta robia lumii, nu te lăsa atras de lume, nu te lăsa subjugat, nu te lăsa subjugul acesta a robiei lumii acesteia. Satana este foarte viclean și va veni și șac și se va face șacmat. Mergem mai departe. Împăratul care și-a dat rama pe față apelează la imitații ieftine și practic aici este oarecum miezul mesajului din seara aceasta. Apelează la imitații ieftine. Ce frate, sunt și imitații scumpe? Sunt și scumpe, dar it's, you, you know, a cheap substitutes. Este o expresie apelează la imitații. Zice, a luat scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. Sau, dacă ne uităm în Biblie, ne gândim, dar ce e așa de mare lucru? A luat și scuturile de aur, dar ce e așa de importante de scuturile astea de aur? Ei, dacă ne ducem în 2 Cronici 9 cu 15, în 2 Cronici 9 cu 15, vedem scuturile acestea de aur, erau importante, spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul Solomon a făcut 200 de scuturi mari de aur bătut adică din aur curat, din aur masiv. Și pentru fiecare din ele a întrebuințat 600 de sicli de aur bătut, versetul 16. Și alte 300 de scuturi din aur bătut și pentru fiecare din ele a trebuințat 300 de sicli din aur și împăratul le-a pus în casa pădurii Libanului. Scuturile acestea de aur reprezentau ceva. Reprezentau moștenirea pe care Roboam a primit-o de la Solomon. Era acolo mândria lui de împărat. Scuturile acestea de aur, de fapt, din punct de vedere spiritual, reprezintă tot ceea ce este valoros în viața noastră. Tot ceea ce este autentic în viața noastră. Și Roboam se gândește, dar cum să rămân eu fără scut? Fără scuturile acestea, cum să rămân eu mai prejos decât Solomon? Trebuie să-mi apăr moștenirea. Și a venit o idee. Aur nu mai avem, argint nici așa, dar avem cupru. We have copper. Avem aramă. Și a făcut alte scuturi din cupru. Ca să ne înlocuiască pe cele din aur. Ca să ne înlocuiască pe cele din aur. Aurul în Biblie de obicei se referă la bani. În de obicei se referă la bani, dar în Biblie aur înseamnă valoare autentică, așa cum spuneam, spirituală. Apostolul Petru ne spune, zice, pentru că încercarea credinței voastre în 1 Petru 1 cu 7, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea Domnului Isus Hristos. Cu alte cuvinte, credința noastră este comparată cu aurul. Spune, este și mai prețioasă decât aurul. Dar, frați și surori, cum se face că cedăm așa de ușor scuturile noastre de aur? Cum se face că le înlocuim așa de ușor? Cum de renunțăm la ele? De multe ori avem câteva justificări din asta care vine și ne le bagă cel rău în cap. Și mă gândesc că și Roboam poate a avut justificările lui. Și noi, poate în zilele de astăzi, spunem și mi-am notat aici câteva. Numărul 1. Poate că am descoperit că scuturile vechi de aur au ceva defecte în ele. Nu au a făcute chiar așa de bine. Nu au făcut meseria și nu au făcut așa de bine. Știți, câteodată vedem că părinții noștri nu sunt perfecți. Și eu am crescut și am văzut că tata și mama nu sunt perfecți. Și am crezut că eu o să fiu mai perfect decât ei. Și când am crescut mare, mi-am dat seama că nu sunt. Poate sunt mai imperfect decât ei. Și tu ai, ai văzut același lucru. Dar de multe ori ne se pare că au ceva defecte. Aurul, scuturile pe care le-am moștenit. Sau apoi o, o, a doua justificare, cine mai folosește aur în zilele noastre? E prea bătător la ochi, nu? Este too shiny. Cuprul e mult mai practic și mai ușor de procurat. Nu trebuie să lucrezi așa de mult pentru aramă, nu? Una, două procuri. Acum toată, toate sârmele electrice sunt din cupru, nu? Din aramă, din cupru. Sau a treia, s-au descoperit metode noi de confecționare a scuturilor. Cele din cupru, chiar dacă sunt din metal inferior, sunt mult mai eficiente și mai ușor de manevrat. You know? Tradus în, la noi, user-friendly, yes? Poți să le folosești mai ușor, it's easy. You know, una două putem să le înlocuim. O altă justificare, soldatul de rând nu prea știe să mănuiască aurul, nici nu trebuie să-i dai pe mâna aurul, că o să-l piardă. You know, ce știu soldații ăștia să facă cu aurul? Uh, nici nu te, uh, arama e mult mai ușor de transportat, nu? Sau, numărul 5: când ne punem noi pe scaunul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu mai cere aur. Nu? Că el are destul aur, toate străzile în cer sunt aur. Și acolo e o figură de stil, bineînțeles. El se mulțumește cu arama. Aurul putem să-l păstrăm pentru satana, nu? Hai să dăm un satana aurul, că lui Dumnezeu nu mai trebuie aurul. Și uite așa, soldații au început să neglijeze scuturile de aur sau au început să neglijeze, poate, cel mai bun scut, scutul de aur, cuvântul lui Dumnezeu. Le-au uitat pe raftul din bibliotecă, au vrut ceva nou, o învățătură nouă, o închinare nouă, porunci biblice mai legere, predici mai relevante, nu așa de enervante, nu? să nu te enerveze cineva cu predica, să fie mai taf puțin, așa mai, mai mustrător, să nu te deranjeze chemându-te la pocăință. Și acum mă, gândesc că văd că sunt și frați în vârstă și poate și alții care poate ne ascultă și zice așa e frate, nu mai avem aur, ci doar aramă, totul e schimbat acum de tineri ăștia, și mai ales voi la Gape, voi sunteți în prima linie, așa, voi cam schimbați, cam multă aramă pe la voi, you know? Uh, pentru ei am doar o singură observație. De multe ori ne certăm pentru forma scuturilor și nu pentru materialul scuturilor. De multe ori ne scoatem ochii datorită formei pe care o are un scut, dar materialul scutului numai Dumnezeu îl cunoaște. Că m-am săturat de oameni care arată cu degetul spre mine și înspre tine și înspre noi, care cred că ei dețin aurul. Dar bârfa, vorbirea de rău, alte lucruri, alea sunt ok. Frașii și sorori, haideți să nu ne mai certăm pentru forma scutului, sunt scuturi rotunde, sunt scuturi pătrate, sunt scuturi lungi care scât un om. Haideți să lăsăm pe Dumnezeu ca să examineze El materialul din care este făcut scutul. nu e așa? Amen, amen. Pentru unii, manifestarea este mult mai importantă decât materialul credinței lor. Nu, nu există însă un locuitor pentru cuvântul lui Dumnezeu? Nu există un locuitor pentru Biblie? Nu există. Nu există înlocuitor pentru roada Duhului, foarte interesant, este atât de greu să imiți roada Duhului, este mult mai ușor să imiți darurile Duhului. Și mulți se laudă numai cu multe daruri și numai Dumnezeu știe dacă e autentic sau nu. Nu există un locuitor pentru o viață de sfințenie, așa cum spunea fratele Cipri. Și autorul epistolei către evrei ne spune, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Nu există înlocuitor pentru rugăciune. Nu există înlocuitor pentru o viață trăită cu Domnul. Și Dumnezeu să uită dincolo de ceea ce atrage privirile. Dumnezeu să uită în inima noastră și Dumnezeu ne cunoaște. Nu te mai lăsa influențat sau condamnat de alții și alții care spun multe lucruri despre tine, pentru că Dumnezeu îți cunoaște inima. Dumnezeu este cel care va decide dacă tu ești aur sau ești aramă. Numărul 3. Omul care și-a dat arama pe față, Roboam, se închine ca să impresioneze pe alții. Închinarea lui este doar de, pentru a impresiona pe alții. Spune versetul 11, ori de câte ori se ducea împăratul la casa Domnului, alergătorii, gărzile, um, the guard would go and bring them out. Gărzile veneau și le purtau înaintea lui. Roboam avea o reputație de apărat. Roboam, avea o imagine de apărat. Și Roboam trebuia să arate că e pocăit, nu? Trebuia să demonstreze că e pocăit. De aceea mergea la casa Domnului, nu ca să privească strălucirea casei Domnului, nu asta îl interesa pe el, ci ca oamenii să vadă cât de grozav e el, cât de pocăit este el. Că se duce la casa Domnului, nu știu de câte ori, zice, ori de câte ori mergea, nu știm de câte ori mergea, dar trebuia să mențină această imagine de om cu cernic și oamenii trebuia să vadă că el nu era sărac spiritual. Nu? Așa că îmi imaginez cum înainte de ziua când mergea la templu, roboam cerea supușilor lui să ia toate scuturile de jos, de, de sus, de pe perete și să le șlefuiască bine, 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 pentru că a doua zi urma să meargă la închinare. Și scuturile alea trebuia să arate ca și cum ar fi fost din aur. Roboam încerca să se dea drept altul. Scuturile acelea trebuia să strălucească ca pe vremea tatălui său, Solomon. Închinarea lui Roboam nu era pentru a-l implora pe Dumnezeu, ci pentru a impresiona pe oameni. Și mă gândesc de multe ori dacă nu cădem și noi câteodată în această capcană. Înainte de a veni la templu, înainte de a veni la biserică, ne șlefuim bine scuturile. Și ne aranjăm frumos, dimineața, ne uităm în oglindă și eu sunt primul vinovat, mă uit în oglindă că aici vine, vine lumina și puteți să-mi vedeți toate blemeșurile. Azi dimineața un frate care nu are mult păr pe cap mi-a spus, nu mai ai mult și mă ajungi, că zice, se vede. Și nevastă mi-a zis, mă, nu te mai apleca, că se vede chelia de aici. E ok, ne aranjăm, ne aranjez și eu părul să par cât mai ok, but, you know, Dumnezeu știe cum suntem fiecare din noi. Și ne aranjăm fiecare și ne șlefuim bine scuturile și ne punem zâmbetul frumos de biserică pe obraz. Să fim ok, să fim drăguți, să fim simpatici. Și s-ar putea ca la biserică să fim cei mai sfinți, cei mai pioși. Să ne rugăm intens, dar după ce se termină slujba, să bârfim și mai intens. Să fim una când stăm pe bancă, pe băncele bisericii și să fim alta când plecăm acasă. Să fim cei mai sfinți în biserică, însă acasă să fim cei mai fioroși. Când mergem la lucru, toată lumea să se, se ferească de noi. Și să nu cumva să cădem în, în, în capcana aceea în care a căzut fariseul și vame și a venit fariseul și s-a bătut cu pumnul în piept. Doamne, uite-te la mine ce grozav sunt, eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală și din izmă și din mărar. Uh, uite ce grozav sunt eu. Și vameșul și să stătea undeva acolo în spate și și bătea pumnul în piept și zice, Doamne, ai milă de mine, păcătosule. Pentru că dacă nu suntem atenți și încă o dată spun, noi, cei care suntem pe platformă, suntem și mai expuși. Dacă nu suntem atenți, ar putea să călcăm în această, în această capcană. Să ne închinăm ca să impresionăm, nu ca să motivăm oamenii. Să predic ca să impresionez, nu ca să motivez. Și Apostolul Pavel vorbește în 1 Corinteni 13 cu și trage un semnal de alarmă și spune, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, you know, chiar dacă aș fi mare grozav și aș arăta cât de spiritual sunt eu și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și știi, când ai peste o aramă, când lovești un pic arama, vai ce sună, vai ce sună. Și arama asta ne face viața amară, ne face inima amară. Și nu mai suntem ceea ce trebuie să fim și poate înlocuim spiritualul cu ritualul și înlocuim închinarea, poate cu spectacolul, cu concertul și ne credem când venim la biserică că suntem al undeva, nu suntem în casa lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne când venim la închinare să ne închinăm, Doamne, nu să impresionăm pe nimeni. Să nu mă intereseze de ce spune celălalt, ce spune celălalt. Doamne, ajută-mă să fie autentic pentru tine. Numărul 4. Regele care și-a dat arama pe față, încearcă să ascundă adevărul. Încearcă să ascundă adevărul. Spune partea a doua a versetului 11, zice, după ce mergea la închinare, spune, apoi le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. Care este odaia alergătorilor? Spuneți-mi un nume exact, voi care ați făcut armată, ce e odaia alergătorilor? Cazarmă, nu? Cazarmă! Casa armelor! Ok, dar haideți să mergem puțin în istorie. Știu că e mai greu câteodată când, când citim multe versete, dar haideți să ne uităm în 2 Cronici 9 cu 15. În 9 cu 16. Să vedem unde au fost puse scuturile, unde le-a pus Solomon. Și împăratul Solomon, că de el este vorba după ce le-a făcut, le-a pus în casa pădurii Libanului. Roboam nu le mai pune în casa pădurii Libanului. Roboam le pune în casa armelor, în, ca, în odaie, Roboam le pune în cazarmă. Ok, dar care este casa pădurii Libanului? M-am uitat în dicționare și am căutat. Casa pădurii Libanului era o casă care de fapt era casa lui Solomon. Apropo, Solomon a zidit templul în șapte ani, dar casa lui în 13 ani. Să vă dați seama, Solomon a știut de el să-și tragă focul la oala lui, nu? Casa pădurii Libanului era o ripă a palatului prin care oaspeții intrau în palat. Sau era oarecum un big hallway, un fel de hall mare în care erau agățate și expuse scuturile de aurul lui Solomon. Erau puse acolo pentru ca toți care vor veni să vadă, să vadă atât bogăția cât și puterea lui Solomon. Nu ai scuturi de aur? Asta e bogăție și ai scuturi înseamnă putere. Dar robam nu le mai lasă în casa pădurii Libanului pentru că Știi, cei care îți vin musafiri, ăștia să uită bine. așa e, Să uită bine ce ai pe pereți. Și când stai mai aproape de un, de un scut, vezi că imitație, nu? Dacă îl duci numai la biserică și este un cordon așa de gărzi care te ține, să nu cumva să te de împărat și îl vezi de la distanță și mai este și un pic de soare, cum și în California și în Israel, ai, atunci arată cel mai grozav. Așadar, Roboam le mută Sub pază. Le ascunde. Nimeni să nu le mai poată vedea. Și când le scoteau, când, când soldații le scoteau, le șlefiau bine și păreau ca fiind din aur. Acum mă întreb și te întreb în această seară: care sunt lucrurile ascunse din viața ta? Lucruri care pretins că sunt aur, dar de fapt sunt aramă. Care este casa, odaia alergătorilor sau ce țin odaia alergătorilor? Care este secretul tău cel mai mare, care nu știe nimeni? Numai tu și Dumnezeu. Mai ai ceva ascunzișuri în viața ta? Păcate ascunse cu grijă și păzite ca să nu le știe nimeni. Roboam a încercat să le ascundă, dar uitați-vă că noi știm. Cum se face că nu știu? Știți cum se face? Pentru că nimic nu scapă ochiului lui Dumnezeu. Noi credem că ascundem și credem că dacă oamenii nu știu, sau poate avem impresia că nu știu, dar oamenii știu. Mă gândesc că și acolo în, Israel poate unii s dus vorba, că soldații au văzut și soldatul i-a spus numai la prietenul lui și zice, mă, să nu mai spui la nimeni. Și știți cum a mers? Niciunul n-a spus la nimeni, numai la celălalt prieten. Și poate toată împărăția a știut că asta era secretul împăratului. Ei, sau poate sunt unii din, în această seară și să se spună, domnule, dar ce e așa de rău cu Arama? Că totuși, tot scuturi sunt, nu? Scuturile au tot aceeași formă, tot nu se pot folosi în bătălie, nici cele de aur nu au fost folosite în bătălie, că erau numai de decor, nu? Arama arată aproape așa de bine ca și aurul, mai ales când ești lefuită și mult mai ieftină. Poate arama din viața ta nu este un păcat grosolan. Poate nu este ceva foarte rău, nu? Poate dar unele lucruri ieftine, lucruri minore, dar lucruri cu care încerc, încerci să te dai altul. Și Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 3 cu 12, vorbind oarecum de lucrurile astea minore, care nu sunt foarte bune, nu sunt nici foarte rele, dar nu te ajută mult. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, vorbește de ceea ce facem noi, nu? Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o face cunoscut că se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Și du-te, Marius, înapoi la, la 12. Uitați, aur, argin, pietre scumpe, lemn, fân, trestie. Ce face focul asta? Care iasă bine din foc? Aurul iasă cel mai bine din foc, nu? Care este încercat, ce putea să facă Roboam, putea să vină înaintea oamenilor și să spună, fraților, nu mai avem aur, asta e situația. Am greșit, nu mai avem aur, nu mai avem scuturi, suntem falimentari, asta este, trebuie să ne pocăim începând cu mine, dar ales să ascundă, ales să trăiască o viață dublă. Scuturile acestea din aramă erau de fapt semnul declinului spiritual al lui și apoi al împărăției. Încearcă să ascundă adevărul. Trește o minciună, Poate și-a spus minciuna asta de atâtea ori încât până la urmă și el a crezut-o. Și de multe ori satana, care este tatăl minciunii, ne bagă la minciuni în cap și până la urmă și noi credem că așa e bine. O, oh, așa e bine. Păi e, bună și, e bine și arama. Ce ne trebuie nouă atâta aur? E bună și arama. Și apoi, ultimul lucru care vreau să-l menționez aici. Robam este inconsecvent în relația cu Dumnezeu. Este inconsecvent în relația cu Dumnezeu, adică nestatornic în relația cu Dumnezeu. Și aș vrea să privim iarăși puțin la, la, viața lui. Trei ani umblă cu Dumnezeu. După trei ani începe declinul lui. Și după doi ani, în al cincilea an, vine și șac și îl face rob. Îl face rob. Și uitați ce interesant. Vesetul 5. Dumnezeu îl trimite pe prorocul Șemaia și zice, s-a dus la Roboam și la căpetenia lui Iuda și le-a zis, voi m-ați părăsit, vă părăsesc și eu și vă dau în mâinile lui și șac. Vesetul 6. Căpetenia lui Israel și împăratul s-au smerit și au zis, Domnul este drept. Se pocăiește, se smerește și citește și zici, Wow, Roboam s-a pocăit. Ok. Dacă s-a pocăit, înseamnă că e bine. Înseamnă că își va schimba viața. Domnul are milă de el, Domnul îi dă o șansă și Domnul spune versetul următor și dacă a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Shemaia. S-au smerit, nu-i voi nimici, nu voi izbăvi să le vin în ajutor, nu voi zăbovi să le vin în ajutor și mânia mea nu va veni împotriva supra Ierusalimului prin și șac. Dar ei vor fi supuși. Se pocăiește, cade, Domnul îi vorbește, se smerește, și vă întreb, s-a pocăit iarăși? Nu. Nu! Domnul îi arată milă, îi dă o șansă, dar el nu se pocăiește. Continuă să aibă o viață de formă. Continuă să se joace de apocăința, cum avem noi vorba, nu? Roboam este omul care se smerește doar atunci când e în situație de criză, dar apoi trăiește departe de Dumnezeu. Roboam este omul care își ascunde slăbiciunea spirituală și păcatul în spatele unor scuturi de aramă. Este omul care ascultă doar de profeți, dar ne legea lui Dumnezeu. Apropo, cât de mult și în zilele noastre aleargă după profeți, dar neglijează cuvântul lui Dumnezeu. Și știți bine că credem în prorocii, credem în acest dar al prorociei. Dar, frați și surori, nu există prorocie, nu există proroc care să poată să înlocuiască cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog frumos, nu înlocuiți cuvântul Domnului cu oricare prorocie, oricare proroc, nu înlocuiți cuvântul lui Dumnezeu. Dar frate, Crișor, dar e cuvânt proaspăt de la Domnul, nu? Ați auzit asta, nu? Vreau un cuvânt proaspăt de la Domnul. Ai grijă, să nu cumva să fie un cuvânt care aduce prăpă de la Domnul cu dâmic. Ai grijă! Ai grijă să nu cumva, așa zisul proroc, să-ți dea aramă în loc de aur. Și de fapt aurul să-l vrea pentru el. Înțelegeți aluzia foarte bine. Haideți să avem grijă. Haideți să avem grijă. Niciodată nu există prorocie care se contrazică cuvântul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu nu se va contrazice singur, să știți. Duhul lui Dumnezeu nu poate să spună ceva împotriva ceea ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Și Roboam, când îi vorbește prorocul, el se pocăiește după aia iarăși. Pentru că pentru el legea era nimic. El nu avea timp să studieze legea lui Dumnezeu. Lui trebuia tot timpul un proroc să-i spună. Și să nu cumva să credeți că eu cred că prorocia care a avut-o robam a fost greșită. A fost corectă. A fost corectă. Dar numai atunci se pocăiește. Numai atunci. După ce a venit și șac la el, a mai domnit încă 12 ani. Robam a ajuns rege la 41 de ani și a domnit în total 17 ani. A murit la 58 de ani. Vreau să vă spun că scutura de aramă nu l-au ajutat la nimic. Nu l-au ajutat la nimic. Deoarece despre el găsim scris, versetul 14, este de fapt epitaful, ceea ce ar trebui să fie scris pe mormântul lui. El a făcut lucruri rele pentru că nu și-a pus inima să caute pe Domnul. El a făcut lucruri rele pentru că nu și-a pus inima să caute pe Domnul. Și-a dat arama pe față. Scuturile acelea din Arama n-au fost decât semnul depărtării lui de Dumnezeu și faptul că a avut în viață, numai când avea nevoie de Dumnezeu, atunci apela la Dumnezeu și rest, își vedea de viața lui. Frați și surori, în concluzie, cred că prea mult ne-am obișnuit cu Arama în viața noastră. Prea mult ne-am obișnuit cu Arama. Ne e rușine să admitem poate de multe ori, poate ne gândim, dar ce o să zică alte biserici sau ce o să zică alții despre noi, ce o să zică cei din lume despre noi dacă admitem că greșim. Ei, fraților, cei din lume știu că există aramă în viața noastră. Că ne văd când interacționăm cu ei. Aici toți ne șlefuim, cum am zis, aici toți venim și ne punem la punct, nu? Dar trebuie să avem grijă să nu ne înșelăm singuri, trebuie să avem grijă să nu facem paradă cu arama și să ne mințim singuri că e aur. Să uită copiii noștri la noi. Și dacă numai arama este în viața noastră, la un moment dat zici, păi da, asta e arama, nu avem nevoie de ceva autentic, nu avem nevoie, avem nevoie doar de you know, ceva așa de suprafață, shallow, cum spuneam și azi dimineață. Și chiar vor crede că asta înseamnă să fie viața de creștină autentică. Haideți fiecare din noi să ne cercetăm și haideți să mergem tot la Cuvântul lui Dumnezeu și vreau să închei cu um, un verset, cu două versete din Apocalipsa 3 cu 17. Apocalipsa 3 cu 17. Unde Domnul ne trage un semn de alarmă și spune, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești. Și haine albe, ca să te îmbraci cu ele. Și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Și doctorie pentru ochi, ca să-ți unge ochii, unghi ochii și să vezi. Asta vrea Domnul de la noi. Aurul curat vine de la El. El vrea să avem o viață în care să arătăm că este o viață autentică. Desigur, nu va fi perfectă, frați și surori. Dar haideți să nu cumva să cădem în această capcană în care a căzut Roboam și să înlocuim autenticul cu ceva care are doar aparență de autentic. Cred că asta este capcana creștinismului din secolul 21. Mă paște pe mine? Te paște pe tine? Este o presiune pe noi? Pentru că de multe ori trebuie să apărem în fața oamenilor și să arătăm ceva care poate nu suntem și va trebui ca fiecare din noi să ne cercetăm în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu. Doamne, înlătură Tu arama din viața noastră. Cercetează-ne Tu prin Duhul Tău cel Sfânt și ajută-ne, Doamne, și purifică-ne Tu, Doamne. Sigur, de multe ori metodele Lui Dumnezeu sunt grele. De multe ori Dumnezeu ne aruncă în cuptor ca să curățească aurul. Și știți, că topește aurul, Ia să zgura, iasă toate impuritățile din noi. Și dorim ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră și să ne facă într-adevăr să fim niște oameni care întotdeauna punem preț pe lucrurile pe care Dumnezeu pune preț. Aur curat să ne facă Domnul și așa să ne ajute Domnul la aceasta.